O femeie cu probleme psihice a trăit în ultimii 3 ani închisă alături de câinii săi în podul unei case. Voluntarii asociației care au salvat-o spun că este cel mai revoltător caz de degradare umană văzut vreodată. Conform știrile ProTV.ro, o femeie cu probleme psihice a trăit în ultimii 3 ani închisă alături de câinii săi în podul unei case din satul Dăneș, comuna Șarul Dorei, din județul Suceava, într-o mizerie inimaginabilă și complet ignorată de autorități, scrie Obiectiv de Suceava. Femeia își strângea urina în peturi, iar celelalte nevoi în pungi de plastic, în timp ce câinii, care nu au coborât nici ei niciodată din pod în ultimii ani, își făceau nevoile într-un loc al lor. Nu se întâmplă în Africa, nici în zonele bombardate ale Ucrainei, ci în județul nostru. Suceava, comuna Șarul Dornei, satul Dănești. În mijlocul comunității și al civilizației, în inima Bucovinei, o poveste tulburătoare despre oamenii și animalele de printre noi care au nevoie de ajutor. Și despre autoritățile competente care au eșuat să-și aplice propria legislație, autorități obligate și plătite din bani publici pentru a-și face treaba, pentru a ajuta acești oameni neputincioși, au scris cei de la Asociația Casa lui Patrocle, care au făcut șocanta descoperire. Descrierea voluntarilor de la asociație este cât se poate de elocventă. Oamenii recunosc că mintea lor nu a putut pur și simplu să proceseze ceea ce au văzut acolo, mărturisind că este cel mai revoltător caz de degradare umană pe care l-au întâlnit vreodată. Într-un final, după ce cazul a fost mediatizat, autoritățile au venit și au luat-o pe femeie pentru a avea grijă ei. Informația a fost furnizată tot de asociația care a descoperit șocantul caz. Părerile și judecățile continuă, căci este firesc să avem opinii diferite, că vorbim despre vina familiei sau a comunității, despre asistența socială, medicul care a externat-o fără diagnostic sau despre disfuncționalitățile statului român, relatează știrile ProTV.ro.